Exprimarea de astăzi este dedicată parfumurilor clonă, replicilor. Am în fața mea un colet de la parfumat.ro. O să vă arăt imediat ce parfumuri mi-am ales. Am două parfumuri de la Lorina, am și câteva mostre. Dacă urmăriți YouTube-ul din România dedicat parfumurilor, cu siguranță ați auzit de Lorina, cu siguranță știți că brandul acesta cu asta se ocupă, face într-un mod asumat, în primul rând, asumat, controlat, verificat, parfumuri replică, până la unboxing. Care e faza cu replicile? Ce înseamnă un parfum replică? Este ok? Este un fake? Care e situația? Poate că știți, poate că nu știți, o să fac o paralelă între parfumuri și haine, pantofi, accesorii, etc., tot ce înseamnă, să zicem, fast fashion, pentru că toate brandurile astea de fast fashion, Zara, H&M, Reserved, Mango, ele se inspiră de la brandurile mari care într-adevăr dau tendințele în modă de la un sezon la altul, se inspiră de câte ori n-ați intrat într-un magazin Zara sau Mango sau H&M și n-ați văzut un sacou, măcar un sacou care să amintească de sacourile, faimoasele sacouri de la Chanel, cele din Tweed. Tweed îi spune materialului, cred că da, sper că nu fac o confuzie. Peste tot sunt aceste sacouri care sunt inspirate din sacoul Chanel. Nu toată lumea își permite un sacou Chanel, să fim serioși acum. E, brandurile astea vin și fac replici. Se întâmplă asta și în modă, și la capitolul make-up, și în muzică, și pe peste tot ne inspirăm unii de la alții și fiecare vine cu varianta sa. O replică este întotdeauna ok din punctul meu de vedere. Am o problemă când este un fake. Ce înseamnă un fake? Eu îmi cumpăr un parfum Dior Addict. Arată cutia la fel, arată și sticluța la fel și scrie pe el că e Dior Addict, dar de fapt e apă de ploaie. Acolo e un fake. Deci a face o clonă, o replică este una, a face un fake este alta. Cei de la Lorina au ambalajele lor, au sticluțele lor personalizate, pe produs scrie Lorina. Da, ei recunosc că fac replici, clone, dar nu-ți vând produsul în ambalajul și în sticluța parfumului după care ei s-au inspirat. Parfumurile, și chiar ăsta este cuvântul potrivit, sunt inspirate după alte parfumuri, ori de nișă, ori de mainstream. Cred că s-a înțeles cu replicile, deci fake-ul este una și chiar am făcut la un moment dat un clip cum să ne dăm seama dacă un parfum este sau nu fake. Vă las aici pe ecran link, un card sau cum îi spune. Este un clip destul de vizualizat, am văzut că a adunat în timp foarte, foarte multe vizualizări, poate l-ați văzut, dacă nu... Cumva informația, adică dacă aș fi să reiau acel videoclip, informația rămâne. Ar rămâne. Nu mai am fake-urile pe care le aveam atunci. Da, haideți să trecem la parfumat, la cutia de la parfumat. Deci pe site-ul parfumat.ro, unde am și un cod de reducere care va aduce o extra reducere de 10%. Codul este GM10, adică Georgiana Marin, GM10. La final, la checkout, adăugați și codul și obțineți o reducere de 10%. Vă las linkul și pe ecran și în descriere ca să știți ce și cum. Bun, ce mi-am ales eu de pe Lorina? Hai la unboxing, că de când vă amăgesc cu parfumurile astea și vorbeam de Dior Addict, păi da, mi-am luat replica pentru Dior Addict. Este o apă de parfum de 50 de ml. Vin sigilate, da? Am păstrat special ca să vedeți că vin sigilate. Aici este, am primit și blotere de la ei. Am dat pe blotter cu parfumul. Am dat când am primit coletul, a trecut ceva timp, încă se simte. Haideți să vedeți și sticluța, deci uitați ambalajul. Lorina The Addicts, așa se numește replica pentru Dior Addict. Pe site, când intrați pe parfumat.ro și vă duceți la parfumuri clonă, la Lorina, pardon, o să vedeți că acolo există informația, este o replică pentru parfumul cutare. E, parfumul ăsta, care este o replică pentru Dior Addict, acesta este ambalajul. Un ambalaj foarte, foarte ok pentru un parfum, un ambalaj frumos, elegant, da? O să-l analizez ca un parfum replică și o să-l compar cu Dior Addict, pentru că știu foarte bine Dior Addict, l-am avut de foarte multe ori, este un parfum pe care îl ador și îl vreau din nou în viața mea, ca să zic așa. Din motivul acesta mi-am și ales această replică pentru Dior Addict, eram curioasă cum este replica comparativ cu originalul, dar o să-l analizez și pe el ca atare de sine stătător, un parfum pe care poate eu îl primeam, habar n-aveam că este o replică, habar n-aveam poate că Lorina este un brand care face clone și primeam acest parfum și nu știam nimic despre el și îl miroseam și vă spuneam părerea mea despre el. Bun, ca replică, nu este unul la unul cu Dior Addict, sunt anumite note specifice ale Addictului pe care eu nu le regăsesc 100% aici. Să zic că replica de la Lorina este un Dior Addict mai vanilat.
mai cu multă vanilie decât este Dior Addictul original, care este un pic mai, aș vrea să zic, mai spicy, într-un fel. Pe site-ul parfumat, notele declarate sunt următoarele. Note de vârf, mure, frunze de mandarin, flori de mijloc, iasomie, cereus înflorit noaptea, floare de portocal și de trandafir, note de bază, vanilie, tonka, lemn de santal. El ca parfum de sine stătător. Este un parfum reușit, este un parfum destul de persistent. M-am dat cu el și știu că m-am dat prima dată undeva seara după duș, m-am dat cu puțin parfum dimineața, era în continuare, se simțea în continuare pe pielea mea. Este un parfum care se schimbă destul de mult, destul de mult pe parcursul zilei, așa mi se pare. La început este destul de dulceac și vanilat, aș putea spune, după care parcă ies la iveală notele astea un pic spre citrice, că avem mandarină, poate un pic și sandalwood. Se mai schimbă, dar este destul de vanilat. Eu îl simt super vanilat la început. Sticluțele, pulverizatorul. Haideți să verificăm și pulverizatorul. Hai cu focusul pe... Uite, un pulverizator. Am dat cu o groază de parfum. Este un pulverizator destul de ok. A zice că este potrivit pentru o persoană care vrea ceva din Dior Addict, dar mai soft. Pentru că, da, Dior Addict este un parfum greu de purtat. Este destul de puternic, destul de greoi. Ăsta e cuvântul care îmi vine când vorbesc despre Dior Addict. Un parfum mai de seară, un parfum foarte elegant. Dacă vrei ceva mai soft, mai ușor, un pic mai dulceac, mai vanilat, replica Lorina, eu zic că este fix acolo. Da. Nu este atât de spicy condimentat cum știu eu că este Dior Addictul. Da, mă, cam asta ar fi cu prima replică. Am ales un parfum pe care îl știam și pentru care aveam termen de comparație. Trecem la o altă replică. Eu nu cunosc parfumul original, dar este un parfum despre care s-a vorbit, se vorbește atât de mult, care la noi nu se găsește. Poate dacă o să plec printr-o altă țară să-l caut, nu știu. La noi nu se găsește, dar l-am văzut peste tot pe internet că se vorbește despre Santal 33 de la Le Labo și că este senzațional și că este minunat și că e atât de mișto. Și am văzut că cei de la Lorina au replică și am zis, bine mă, îmi iau replica, arunc ambalajul, aici este replica. Replica, este blotterul, pardon, nu ambalajul, folia în care a fost împachetat. Gândiți-vă că vorbim aici de parfumerie de nișă, deci asta este o replică pentru un parfum de nișă. Pe lateral avem și notele, sandalwood, papirus, leather, cardamon, violetă iris, amber și Virginia cedar. Da. Tot 50 de mililitri, încă se simte pe blotter, dar și Addictul se simțea pe blotter. Încă se simte pe blotter. Mă, ăsta este un parfum pentru care nu am termen de comparație. Eu nu știu cum miroase parfumul după care cei de la Lorina s-au inspirat. Habar nu am. Dar dacă miroase cel puțin la fel de mișto cum miroase ăsta, înseamnă că ăla chiar e parfumul vieții mele. Adică trebuie să miros odată în viața asta și originalul. Îl ador pe ăsta. Deci Sandal 33, da? Este replicat de la Lorina. Eu o să vă las link în descriere pentru parfumuri. E foarte ușor dacă intrați pe site-ul parfumat.ro, este foarte ușor să găsiți parfumurile. Vă interesează un parfum anume, Dior Addict, poți să scrii Dior Addict și ei îți spun care este replica pentru parfumul pe care tu l-ai căutat, în cazul în care ei au o replică pentru parfumul respectiv. Bun, să revenim la Santal 33, extract de parfum, spun ei aici. Aceea sticluță, doar că diferă capacul, da, și lichidul în interior este de o altă culoare. Deci ăsta miroase senzațional de bine. Miroase a lemn de santal, miroase a tot ce v-am citit aici. Este un pic lemnos, se simte un pic și cardamonul, parcă ceva și din violetă și din iris și din notele astea florale, dar foarte, foarte mult eu simt lemnul de santal. Mie ăsta îmi amintește și de Santal Blush, de la Tom Ford, care pe hârtie nu prea are note în comun cu Santal 33 de la Le Labo, deci în teorie n-ar trebui să semene cele două, dar replica de la Lorina pentru Santal 33 de la Le Labo îmi amintește de Santal Blush de la Tom Ford. Una peste alta, că și Santal Blush îmi place foarte mult, foarte, foarte mult este acolo pe wishlist-ul meu, dar este un parfum costisitor, în fine. Este o investiție parfumul acela.
replica asta este fix ce trebuie, îmi satisface, ca să zic așa, pofta între ghilimele, de un parfum cu sandalwood, cu leather și cu toate notele astea ușor picante, iris, violete. Este splendid parfumul acesta. Îmi place foarte mult cum miroase, este extrem, extrem, extrem de rezistent. N-am treabă cu el toată ziua. Nu se schimbă foarte mult pe parcursul zilei, nu pot să spun că trece de la o notă la alta, că e nu știu cum. Nu, rămâne cam în aceea zonă, ies un pic mai mult la suprafață de la un punct încolo, poate ies un pic mai mult la suprafață notele florale, dar una peste alta se simt notele de sandalwood, leather, astea se simt cel mai bine, cel puțin pe pielea mea. Îmi place foarte mult, mă bucur că l-am ales, deși a fost un blind buy, între ghilimele, că nu l-am cumpărat, a fost primit de la parfumat.ro, dar am luat ceva ce habar n-aveam cum o să miroasă, putea să fie un total fail, să fie o dezamăgire totală, dar nu, a fost dragoste de la primul puf. Da, îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. Sunt curioasă în continuare de Lelabo ăsta, dar this is amazing, este minunat. Deci replica asta este minunată, el în sine, în dreptul lui ca parfum, ador, ador, ador cum miroase. Și am și niște mostre. Hai să trecem și la mostre, pentru că, uite, am aici cu tot cu Blotter o mostră, pentru că eram foarte curioasă. Eram foarte curioasă de replica, pentru ce ăsta, cum îi spune, Bitter Peach de la Tom Ford. Am aici replica pentru Bitter Peach de la Tom Ford. Stai să vedem ce număr este. 076, tot de la Lorina. Na, vă arăt, vedeți că este folosită replica asta. Seamănă destul de bine, dar nu seamănă de la primul puf. La început, când am dat pe Blotter, mi s-a părut o piersică foarte, foarte dulceagă, dulce, o piersică cu ceva frișcă pe deasupra. Cam așa compar eu când zic piersică dulce. Dar cu timpul se așează pe piele și se așează foarte, foarte frumos și aduce foarte, foarte bine cu Bitter Peach, cu parfumul care a stat la baza replicii, da? Bitter Peach de la Tom Ford. Seamănă foarte, foarte bine. Bitter Peach, dacă îl știți, dacă ați avut curiozitatea să-l mirosiți, da, se simte foarte bine piersica, dar nu este parfumul ăla dulceag, fructat, dulce, cum îi spune și numele, bitter. E un pic mai... o piersică mai... cum miroase piersica până să fie coaptă 100%, până să fie așa coaptă și foarte, foarte moale și zemoasă. Încerc să descriu cât pot de bine, este dificil să descriu un parfum și n-am cum să vă dau prin ecran să mirosiți. Una peste alta este o replică reușită, zic eu, pentru Bitter Peach. Dacă aș avea această replică, să zic că mi-ar satisface pofta de Bitter Peach de la Tom Ford. Eu pe aici încerc să mă așez în cadru, văd că am rămas cu zoom pentru că înainte am filmat un alt clip, un Get Ready With Me, și am rămas așa cu zoom, de asta sunt atât de aproape de voi. O să vedeți data viitoare Get Ready With Me. Acum vorbim despre parfumuri. Da, mișto această replică. Cred că o să-mi comand replica asta și vine foarte, băi, vine extrem de bine cu un alt parfum pe care l-am tot cu piersică, Femme de la Rocha, care este tot așa cu piersică și nu e piersica aia dulce și grețoasă, e tot o piersică un pic mai sobră, să zic. Cele două layering combinate senzațional. Mai întâi Lorina și apoi cu cel de la Rocha. Minunată combinație și rezistă toată ziua fără probleme. Mișto și replica asta. Și încă două replici pe care o să le descoperim împreună, pentru că nu m-am dat cu ele. Am aici ca un fel de cărticică cu toate replicile, parfumuri de damă, parfumuri masculine, gama mainstream, gama de nișă, etc. Este o cărțulie cu tot ce găsim ca replică la Lorina. Bun. Și am așa 070, care este, trebuie să găsesc să văd pentru ce este replică. 070 este replică pentru Roses Vanille de la Mancera. Bun, un parfum pe care nu îl cunosc. Nu cunosc originalul. Știu de brandul Mancera, am auzit de el, am mirosit Instant Crush, care se zice că ar fi, uite, Mancera, care e parfumerie de nișă, Instant Crush, că ar fi o replică pentru Baccarat Rouge. Da, deci se poartă și la case mai mari, ca să zic așa. După nume, Trandafir. Trandafir, Trandafir, Trandafir 100%. Voiam să spun că după nume, Trandafir vanilați. Dar nu miroase rău. Nu miroase rău deloc.
Miroase bine. Dacă vă plac parfumurile, sunt curioasă de cel de la Mansera acum. Cum miroase parfumul care a stat la baza acestuia. Miroase bine. Miroase bine, n-a zice că e un parfum care să mi se potrivească mie, dar este un trandafir foarte ușor de purtat, totuși. Și ultima mostră, 0,25. Să vedem ce avem la 0,25. Avem Tobacco Vanille de la Tom Ford. Replică pentru Tobacco Vanille de la Tom Ford, pe care îl știu cum miroase. Este un parfum care la vremea lui cred că încă este popular și folosit la greu, dar cumva parcă i-a mai scăzut un pic din popularitate, au venit altele la rând. Dar este un parfum care într-o vreme era peste tot, toată lumea, Tobacco Vanille, un parfum unisex de la Tom Ford. Și avem și replica de la Lorina, hai să vedem. Am dat pe lângă. Aici știu originalul. Ce are? Are ceva, o notă care îmi place foarte mult. Ceva piper? Acum parcă se simt și notele de tutun și de cacao. Au început să iasă la iveală alte note. Poate simt un pic și vanilia. Oricum, mi-am zăpăcit nasul pentru că am mirosit foarte multe și am dat cu ele, în fine, m-am dat cu toate. Dar văd că este un parfum care se transformă destul de interesant. Asta a fost cu unboxing-ul de la Parfumat. Le mulțumesc foarte, foarte mult. Wow, este pentru prima dată când încerc parfumuri de la Lorina și sunt surprinsă într-un mod plăcut. Sunt într-adevăr wow. Le putem analiza ca replici, le putem lua ca atare, parfumuri de sine stătătoare. Până la urmă ele sunt inspirate după anumite parfumuri, nu trebuie să fie neapărat unul la unul. Avem orientativ, uite, ne-am inspirat de acolo și un pic te duci cu gândul într-o anumită zonă cu parfumul respectiv. Fiind online, este mai greu să îți dai seama cum miroase. Na. Parfumul ei te ajută prin chestia asta pentru că sunt replici, dar ele în dreptul lor, fiecare este wow. Nu uitați că am cod de reducere GM, Georgiana Marin, GM, inițialele mele, 10, 10% discount la comenzi. Prețurile sunt accesibile, mie mi se par accesibile pentru un parfum de 50 de ml. Prețurile sunt destul de accesibile, plus că aveți această extra reducere de 10%. Dacă vreți să folosiți codul meu, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Nu vă costă nimic în plus, nu e nimic, un cod de reducere și atât. Spuneți-mi în comentarii ce ați încercat de la Lorina, dacă ați încercat ceva, ce ați încercat, cum vi s-au părut parfumurile comparativ cu parfumul care a stat la bază, ca inspirație, sau dacă pur și simplu v-ați ales niște parfumuri fără să vă gândiți după ce au fost ele inspirate, care a fost experiența voastră cu Lorina. Acum găsim parfumurile Lorina pe Parfumat, da, nu uitați că acesta este site-ul parfumat.ro. Încă o dată le mulțumesc, sunt super încântată. Sunt minunate. Parfumurile pe care eu le-am încercat azi aici sunt excelente. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și KingQuest. Și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune. Mua! La revedere!